Hristos a înălțat, dragii mei, iată-ne am ajuns la o zi importantă, dacă în urmă cu zi a fost înălțarea, ne-am gândit și noi să sărbătorim frumos alături de dumneavoastră. Vă spuneam emisiunile trecute de zestrea Maramureșului, care a fost conservată și este conservată datorită Muzeului Maramureșului din Sighetul Marmației. M-am gândit să vă readuc o altă gospodărie din acest muzeu, ca să vedeți câtă zestre a avut și are Maramureșul. Și dacă renunțăm, la ce renunțăm, uitați ce frumusețe este în spatele meu și cred că vă puteți da seama la ce mă refer. Avem tineri frumoși din Șaieu, nu? Așa se zice. Am alături de mine pe doamna profesor Maria Man. Hristos a înălțat, doamna Man. Adevărat că s-a înălțat. Vă mulțumesc că ați venit în această dupămasă aici, în Muzeul Satului, să sărbătorim și noi frumos. Și noi vă mulțumim pentru că ne-ați invitat și cu mare drag și cu plăcere am venit să facem prezența aici și să colorăm puțin ulița satului. Merită să o umplem de voie bună. Doamna Man n-a venit singură. Spuneți-mi dumneavoastră cu ce ne-ați venit. Am venit cu 44 de copii din cei 60. Ceilalți au avut alte probleme, dar am venit cu 44 și sper că am ocupat toată curtea de pe ulița satului. Grupul se numește Grupul Brădățelul, de la o poiană al noastră care este în centrul satului, Brădățelul cel Des. Și am spus că merită să scoatem în evidență această poieniță care a rămas de veacuri în satul nostru. Ce frumos! Doamna Man, eu vă propun să începem cu un bărbățeț și o învârtită, să vedem cât îți de aspri. Să vedeți numai ce frumos știu să joace coconii noștri și eu. Haideți!
Dragii mei, cred că v-a plăcut și dumneavoastră. Unii dintre voi cred că v-ați reamintit de primii pași. Cât de greu a fost până ne-am prins noi cu învârtita asta, doamna Manu. Cred că și dumneavoastră ați avut aceleași sentimente la început. A fost mai greu. Într-adevăr, fiecare din noi și chiar privitori și cei care suntem aici ne-am amintit de momentele și de emoțiile când am fost copii. Nu, de ce să nu spunem adevărul? Deci ei sunt începători, grupurile pleacă la liceu, copiii vin, chiar avem din la grădiniță, clasa 1, clasele primare, clasele gimnaziare și uite așa ne ducem, dar important este că într-adevăr noi propagăm totdeauna autenticul. Da, cât de bine o să le prindă toată viața lor? Merg la o nuntă, asta e învârtita noastră. Știu să joace, fac atmosferă, știu să se comporte civilizat, frumos, nu? Deci este de ceva deosebit. Și chiar ei îmi spun, au venit timiți, au venit cu oarecare reținere, dar uite că acum și-au dat drumul și ați văzut că nu trebuie repetiție, nu trebuie nimic, că le au în suflet. Maramureșanu s-a născut cântând, jucând. Ei sunt chiar din comuna și eu? Da, sigur, toată lumea este Șeiuan adevărat la școala noastră. Da, da, da. Dați-mi voi să-i întreb cum îi cheamă și de a cui. Sigur că da. Cine are microfon acolo, să-mi spună? Pe rând, vă luați microfonul și îmi spuneți de a cui sunteți. Ca să audă cei de acasă că n-ați uitat de ei. Sunt Ioana Libalea. Bun, următoarea. Sunt Hodea Madalina. No. Sunt Ana Hodea. Da, următoarea. Mariana Pota. Sunt Ileana Lujurna. Sunt Maria Lucucu. Sunt Ioana Loroșca. Sunt Florentina Lupojonic. Sunt Ioana Lujurna. Sunt Maria Lucârnat. Sunt Maria Husarului. Sunt Ioana Alpaleru. Sunt Maria Luturda. Sunt Maria Lepetinger. Sunt Maria Lugușetu. Sunt Ioana Luhalbu. Sunt Anusa Lulica. Sunt Ioana Gheorghe Luioane. Sunt Ioana Lucoravia. Câtă timiditatea au în... Sunt Maria Leonul Lucoravia. No, Bughet, pentru început, Bughet, mergem și la partea cealaltă mai încolo, că sunteți mulți. Ia spune-mi ceva și acolo, că văd că ai un caier. Eu torc cânepă pentru lipideu. Da? Te-ai gândit să-ți faci lipideu? Da, zestre. Trebuie să fac zestre. Mai ai până să te măriți. Doamna Man, spuneți-mi ce faceți dumneavoastră cu acești copii. Că nu e ușor să-i luați de la zero și să-i aduceți în faza în care sunt acum. Așa cum spuneam înainte, i-am luat încă din, am făcut naveta în Bogdan Vodă, am venit înainte de 90 în comună, la noi, ne-am retras amândoi cu soțul, Dumnezeu să-l ierte, el a murit acum 15 ani și ne-am gândit împreună, doar inițiatorul principal a fost Gheorghe, ne-am gândit să inițiem un festival. Și ne-am tot gândit cum ar fi mai frumos. Este primul festival concurs de muzică populară din Maramureșul istoric și cred că și în tot Maramureșul, după cât am văzut. Acum am ajuns la ediția 23-a anul acesta și a ieșit extraordinar, iar pregătirile pentru festival necesită multă muncă și în primul rând am pus condiția ca toți copiii să scoată din lada de zestre a bunicilor, a părinților, costumele autentice și uitați-vă ce frumos au venit aici cu adevărată zestre, așa cred, cum este și emisiunea. Cred că le greu în ochii școbiele, vă mănâncă un chicuț. E foarte greu să menții tradiția, dar e foarte frumos. Satisfacția cea mai mare o ai atunci când vezi că ai dus mai departe ceea ce au avut moșii și strămoșii noștri și copiii sunt cei mai înțelegători. Sunt niște copii deosebit de interesați de așa ceva și vedeți că au venit cu mare drag, lasă totul, stau pe vreme bună, vreme rea, vin la repetiții. Indiferent ce s-ar întâmpla, ei sosesc, nu trebuie așteptați. Eu vreau să vă iau un picuț înainte, să-mi spuneți cum l-ați cunoscut pe soțul dumneavoastră, pe domnul Man, pentru că știu că v-a legat tot dragostea asta de muzică și de hori. Este într-adevăr o amintire, Măriuca.
emoționantă, dar cu plăcere mi-aduc aminte. Eram în anul 2 de liceu la Baia Mare și el cânta cu două fete, Irina și Valerica. A dat spectacolul de 8 martie și aplaudat pe scena mare la Casa de Cultură în Baia Mare. Stăteam așa ca o pisicuță după cortină, împărtășeam aceleași emoții ca și pe scenă și a venit să mă întrebe dacă la internat, dacă într-adevăr mi-a plăcut, toate colegele l-au aplaudat, l-au felicitat și de acolo a început legătura cu, apropo de folclor, deci acea emoție pe care am împărtășit-o împreună mai târziu. Și uite că în memoria lui și apropo de toată amintirea această frumoasă, simplă, inocența de atunci, o duc mai departe cu greu, dar cu satisfacție. Foarte frumos. Îmi povesteați de acel concurs care se numește Floare Mândră de Păiza. Da. Ce v-a făcut să puneți acest nume? Pentru că, într-adevăr, copiii noștri și costumele noastre sunt flori. Și satul nostru așezat pe Iza, chiar la mijlocul Izei, bineînțeles că cel mai frumos a fost așa ceva, deci Floare Mândră de pe Iza. Foarte frumos. V-au trecut pragul multe tinere talente care în timp poate că și-au creat și un nume, nu? Da. Deci au venit la concursul nostru multe vedete, să zic, ale cântecului popular. Din ziua de astăzi a fost din Văleni, Maria Nemeș, Voichița Nemeș, cei de la ansamblu Transilvania, tot tineretul care e astăzi, Năstăcuța Iuga, Nițuca Iusco. Mă rog, ele nu mai sunt la ansamblu Transilvania. Așa. Au fost. Mă rog, acum nu e neapărat să spunem unde lucrează ele acum, dar cine a mai fost? Nicolae Griguța, îți dau voie să te prezint singură, când ai luat marele premiu la noi, la și eu, participant, an de an, așa, când ai crescut odată cu festivalul. Ai venit la cât? La 8 ani? Nu, cred că împlinisem 7 ani. Ceva. Așa, deci acesta. Aproape că nu aveai voie să intri în concurs și atunci știu că soțul meu a spus că dacă e nevoie să spunem o minciunică așa, să te lăsăm să particip, că ai venit cu atâta drag și cu atâta vânt și în fiecare an ți-am zis, am crescut odată cu festivalul până ai luat marele premiu, când deja ai devenit invitată de onoare. L-am luat prima dată, deci cum am mers l-am și luat, iar după aceea am venit ca invitată de onoare. Da. Mi-a plăcut dragostea cu care lucrați și cu care vă dăruiți, pentru că aveți de dus o muncă grea în spate, mai ales de când domnul Man, din păcate, s-a dus printre noi. Vezi, Măriuca, totdeauna ceea ce faci din suflet îți aduce satisfacție deplină, deci niciodată e greu, dar oboseala trece odată ce mă duc între copii și vă zâmbind și văd că mă ascultă și văd că participă și doresc când facem repetiții, când mergem, unde mergem. Deci, totdeauna sunt întrebările acestea. Bineînțeles că atunci când mergem undeva, sunt și celelalte, dar mai avem. Deci, ei fac cu drag și cu plăcere, dar merită. Și pe urmă trece totul, nu? Pentru început ne-ați prezentat un joc, ca și pe la noi, o bărbătesc și o învârtită. Spuneți-mi, ce mai lucrați cu ei? Cântece. Aș face multe, dar din lipsă de ceteraș, cum aproape toate grupurile ducem lipsă de ceteraș, încerc să învățăm așa, după ureche. Copiii sunt talentați, v-am spus, în Maramureș și cred că toată lumea cântă. Nu există om să nu știe să fredoneze, să cânte ceva, nu există. Fluieră, cântă, joacă. Să fie orice, dar are talent în așa ceva. Da. Așa cum este de muncitor, tot așa este și la voia bună. Spuneați că știu să joace și cred că știu să și cânte, nu? Da, sigur că da. Și am învățat cântece foarte vechi, care
probabil că nu este chiar ușor să le înveți și pentru copii și ca pentru tineret în general, cântecele vesele, cu voie bună, alea sunt mai plăcute. Dar au învățat și cântecele acestea foarte vechi cu drag și le cântă. E greu să cânte, într-adevăr, un grup așa de mare, un cânte vechi, doinit, dar au învățat. Și eu mă bucur, așa cum suntem simpli, modești, dar eu spun buni. Ce-mi place la dumneavoastră, chiar dacă nu aveți sursele necesare, financiare și nu numai, ca să faceți poate mai mult decât puteți face acum, nu vă lăsați și încercați orice posibilitate să-i duceți pe copii în față și să-i învățați. Cât de bine le vor prinde în timp? Dumneavoastră, pentru cei de acasă, trebuie să știe că sunteți profesor și ce predați mai exact? Deci eu predau muzica la școala noastră din la Șiu și sunt referent cultural la, la primăria din comuna noastră. Deci conduc și Căminul Cultural și, apropo de prins bine, eu zic o să le prindă extraordinar de bine atâta timp cât lor le place să îmbrace costumul popular și nu le este rușine. Îți dai seama că de câte ori vor veni, că vor crește mari, vor pleca la liceu, la facultate, vor pleca departe, dar se vor întoarce la zestrea lor dintotdeauna, cu drag. Dacă tot vorbeam de horit, eu aș vrea să-i auzăm un pic. Ce da, sigur, cu mare drag. Vreți copii? Da! A, păi ați văzut. Lâtule cu iarbă rară, lâtule cu iarbă rară, cine te-a cos la vară? Lâtule cu iarbă rară, cine te-a cos la vară? Feciorinul chior cos Doru și cu
foarte frumos. De unde ați știut horea asta de ați învățat și pe ei? Eu eram copil când se cânta acest cântec și chiar m-am interesat mult până am dat de melodie și am văzut că vreau copiii și am învățat-o. A ieșit ca de la un grup mai, să zic, începător, dar a ieșit bine. Mie îmi place că le-a plăcut și, cum am zis înainte, deci lor le place ceva vesel, orice tânăr, dar uite că am învățat-o și asta. Începător putem să fim toată viața când e vorba de calitate tot timpul. Trebuie să muncești până să ajungi undeva. Mi-a plăcut că totuși poartă portul autentic din Maramureșul istoric. Da, singura condiție pentru a fi în grupul Brădățelul a fost aceasta, să vină cu costume autentice. Cine n-a avut costume, n-a intrat în grup. Iar atunci când am spus la începuturi, bineînțeles, au fost mult mai puțini, au venit cu alte haine mai care se poartă acum, dar n-am acceptat și văzând că severitatea continuă, apropo de costum, nimeni n-a căutat la voce, cum spuneam, în Maramureș toată lumea cântă, copiii și-au făcut rost de haine și acum deja femeile din sat, găzdoile noastre, încep să țeasă pânză și să înceapă să coase ele cu mâna, fără broderii, fără mașini și calculatoare. Așa că pentru mine acum, în sfârșit, satisfacția este la maxim, atâta timp cât de multe ori am fost supărată, văzând că nimeni nu mă înțelege, dar acum și femeile și copiii mă felicită pentru ce am ținut la adevărata lor valoare. Îmi place că spuneți adevărata lor valoare, pentru că poate că cei de la sate nu mai știu ce înseamnă valoare. Probabil valoare pentru, nu numai la sate, în general, valoare înseamnă ceva ieftin, pe când valoarea tot timpul se cântărește cu altceva, cu multă muncă, nu? Da, deci eu mă gândesc așa, că n-au știut oamenii când au venit străinii și ne-au cumpărat icoanele pe sticlă, n-au știut valoarea lor. Acum și-au dat seama și cu adevărat țin un preț ridicat la cămășile autentice, la lucrurile frumoase din lână. Și totuși se vând și se duc în alte părți. Da. Deci cine vede valoarea cu adevărat, îmi pare foarte rău să spun asta, sunt într-adevăr oamenii locului și străinii. Pentru că la noi mai mult în toate piețele, pe toate gardurile vezi numai haine chiciuri, să spun așa. Sunt mai vioaie, culori mai vioaie, să spun așa, și se vând. Poate și mai ieftine. Și atunci vin și vă întreb, unde e cumințenia care a fost odată? Că era o cumințenie așa discretă, dar frumoasă. Să știi că s-a dus o parte, dar cea mai multă majoritate a rămas. Deci, apropo de ceea ce vedeți aici, copiii și nu pot numai ei singuri, părinților, rudeniile și tot satul este pus pe toată povestea aceasta frumoasă de autentic, de tradiție și haine de toate anotimpurile avem și de iarnă și de toamnă și deci tot ce ține de autentic șeioanii noștri mă sprijină și văd cu adevărat că este foarte frumos. Ei, nu eu neapărat. Că poate... eu am vrut de la început toată povestea și acum mă sprijină cu tot sufletul. Deci... Poate acum vă înțeleg. Văzând și această emisiune și văzând că până și oameni de cultură ne îndeamnă să ducem portul mai departe, poate că nu este întâmplătoare acest lucru. Da, bineînțeles că nu e întâmplător, pentru că la început au venit toate emisiunile astea care comerciale, să zic așa, au apărut oricine, orice, pe bani, pe tot, și bineînțeles că s-a denaturat puțin, dar eu sper că se va reveni la normal și, într-adevăr, muzica populară să rămână populară. Stăteam și mă gândeam, mulți zic că ce să mai purtăm portul în sărbători sau în ocazii, dacă nu-l purtăm zilnic, să-l lăsăm deoparte. Dar așa cum un medic, când intră, nu știu, să-și facă treaba lui, își ia halatul lui alb, care îi arată
menirea lui pe acest pământ. Exact. Cred că același lucru trebuie să fie la fiecare dintre noi, fie că suntem horitori, fie că suntem dansatori. Cred că atâta timp cât duci Maramureșul mai departe, trebuie să te gândești de două ori. Mă, îl duc bine sau nu îl duc bine? Dacă nu îl duc bine, mai bine îl las să-l duc alții decât să-l facem de râs, nu? Da, sigur că da. Plecând la Viena cu grupul, nu știu dacă din acești copii au mai rămas cei care au fost atunci, în 96 am fost la Viena cu ei, întrebau pe autocar un om de cultură, bineînțeles un ambasador a cântecului acolo stabilit în Viena, de ce nu se poartă, de ce nu poartă tot timpul copiii o pinci și costumul popular care a fost, și am stat așa să nu-l jignez și să nu-i spun, pentru că lumea a evoluat. Bineînțeles că e mult mai simplu și mult mai ușor să te îmbraci în haine simple, ușor de spălat, ușor de întreținut, ușor de schimbat, pe când costumul popular este foarte greu de întreținut, e greu de spălat, e greu de arătat până ca spuma laptelui, uitați-vă. Deci când te îmbraci în așa ceva, să fii cât de bătrân, să fii cât de să zic, așa, areți un om extraordinar de frumos, da, în costumul popular. Dar rămite niște tineri frumoși și maramureșenii noștri sunt cu adevărat frumoși. Doamna Man, vreau să-i întreb pe pruncii ăștia ce găzdăluiesc. Pe lângă că sunt frumoși fizic, văd că mai fac și câte orice. Cine are microfonul să îmi spună ce fac acolo? Uite, fetița și învață foarte acolo bine și la școală, da, și pe urmă vin și la licee și continuă tot așa. Ia, spune-mi ce faci acolo. Eu? Nu, colega Mariana. Ta are o tiară acolo mai mică. Ah. Spune ce lucrezi. Ia, ce în tiară. Ah, ce se în tiară. Nu, văd că e rușine, nu vrei povesti cu noi. E un pic cam rușinoasă. Da? Foarte frumos. Cine i-a făcut-o? Că sunt curioasă. Tu cine i-a făcut-o? Moștenire. Cred că așa am învățat și eu. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, îi mai învață cât de cât orice e acolo, cum se zice pe la noi? Da, sigur. Îi mai învață să facă ceva? Facă ciorap de lână, colțuni. Da. Să toarcă, chiar de curiozitate, chit că acum nu se mai toarce, doar femeile mai în vârstă torc, fac chituri. Să reduceți chiturile, pe mare chituri, da, să zic cheptare. Da, chit, colțuni, sumnă. Fiecare regiune a Maramureșului are un alt specific. Și da, sigur că da, chiar și tiară, deci războiul. Chiara învață fetele să facă ștergare, fețe de masă, lipideauă, cum zicea Ioana, că ea toarce la să-și facă lipideau din cânepă, mai puțin avem cânepa, dar eu am impresia că dacă mergem tot așa și vor înțelege găzdoile noastre că sunt mult mai bune lucrurile tradiționale și cele cu care am fost noi învățate. Și sănătoase, și sănătoase pentru organism. Și cum alții apreciază foarte oameni foarte bogați, oameni care n-au trăit cu aceste lucruri și le apreciază ca fiind foarte bune. Noi care am trăit și le depărtăm de către noi, nu. Consider că acum, în ultima perioadă, oamenii înțeleg și văd tot ce trebuie de făcut și cu adevărat ce este autentic, tradițional, bine și rău. Foarte frumos. Eu vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim, dragii mei, imediat.